Un orice cazier și mecherie românească. Așa spuneți? Da. Păi și ăștia ce sunt? Niște actorași de mâna a treia, spanioli? Nu, sunt niște profitori. Așa. De bani puțini. A, duși, vă dăm și vouă ceva, faceți pe aici haos. Bineînțeles. Au luat și ei. Doamne, se strânseseră niște datorii pe care Negoiță trebuia să le plătească. Da. El a vândut ceva jucători, dar banii i-a luat el. Întotdeauna, normal. Întotdeauna. Nu e un băiat rău, Negoiță, să știți. Numai că el a luat Dinamo să se pricopsească și nu merge. Trebuie să bagi bani ca becalii, ca să poți să te pricopsești. În orice afacere. Nu bagi bani, n-ai cum să scoți bani. Banul scoate banul. Da. Păi și spuneți că ești mecherie românească, dar ați identificat așa? Adică nasul dumneavoastră la cum îi cunoașteți pe ăștia din fotbal, ce vă spune? Cine ar putea 100% fi? Știu, așa? Dar nu vreau să le fac rău. Nu mai vreau să le fac rău. Păi dar nu le faceți rău. No, bă, dracu. Ăștia, dă-mi, normal și drept, dacă se bagă cineva peste ei, ce-au făcut cu datoriile, cu astea câte mișmașuri au făcut, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Nu vreau să le fac rău. Bun. Cum vi se pare președintele ăsta a venit la Dinamo, Șerdean ăsta a venit de încheiere? Așa pare că și ăia din toate părțile. Doamne, este un băiat care... E pălăria prea mare? Nu, doamne, e un băiat simpatic, eu l-am cunoscut. Așa. Dar n-are ce să caute în fondul, nu e un om de fotbal. Adică n-are șmecheria de fotbal. Nu e vorba de șmecherie, doamne. Aici, în primul rând, îți trebuie ani de zile în mișcarea asta sportivă, nu neapărat fotbalistică, da, să te cunoască lumea. De ce pălăria prea mare? Încă o dată, fără notorietate, nu ai ce să cauți la fotbal. Dar de ce, domnule? De ce? Eu mi-am creat-o în 41 de ani. Așa. Rețineți. Cu usuisuri și coborușuri. Pe mine, la un moment dat, mă înjurau 55.000 de oameni în stadion. Și pe străzi, cum? Pe stradă nu. Pe stradă veneau să facă poze. Păi cum, când au făcut protest, domnul Dragomir, să se scoate galeriile atunci? Giovanni... De legea Giovanni, aia cu legea a făcut galeriile. Dar, pe asta zic cu galeriile. Sindicaliștii, Prunea, Lupescu, Giovanni au făcut alai de la Federație până la Ligă să mă dea afară. Și de câte am avut eu... Lovitură de palat, cum se zice. Da, dar câte am avut, numai că m-am ferit să greșesc. Și ascultați-mă, vă spun o frază acum. Dom'le, dacă nu ești vinovat, foarte greu te duci la pușcărie, foarte greu îți face rău. Numai printr-un abuz, cum a făcut-o Ponta cu mine. Adică eram în fruntea Europei cu fotbalul și m-a curățat și pe mine și pe Mircea Sandu. Bine, pe Mircea Sandu l-au curățat și serviciile, pe mine nu serviciile. Pe mine, dar de ce serviciile? Că înțeleg că era în relație bună cu serviciile, ce am mai auzit și eu, Mircea. Nu. E pe el l-au curățat și de la Cotroceni și de la... Da, de ce? Era prea puternic. Urma să fie vicepreședintele UEFA și cred că a deranjat pentru treaba asta. Mircea Sandu devenea vicepreședinte la UEFA în anul acela. Rețineți, în anul în care l-au schimbat, dacă îl lăsau. Și venea dumneavoastră președinte la FRF. Și președinte de onoare, dacă îl lăsau, îl puneau... A, deci de-aia spus că e clar că au vrut să-l curețe. A, categoric. Da. Spuneți-mi de Dinamo. N-are, domnule, nicio șansă Dinamo. N-are, nu? Nu, numai dacă intră pe mâna unui om bogat și fără rațiune. Reține ce spun. Așa. Adică să fie gen Becali. Să-și asume că poate să și piardă bani când îi bagă. Nu, să-i piardă. Că nu se știe dacă îi poate recupera. Nu se știe dacă îi poate recupera, încă o dată vă spun. Cu toate că la fotbal, dacă ai minte, e greu să pierzi banii. Bine, pe Mircea Sandu l-au curățat și serviciile, pe mine nu serviciile. Pe mine, dar de ce serviciile? Că înțeleg că era în relație bună cu serviciile, ce am mai auzit și eu, Mircea. Nu. E pe el l-au curățat și de la Cotroceni și de la... Da, de ce? Era prea puternic. Urma să fie vicepreședintele UEFA și cred că a deranjat pentru treaba asta. Mircea Sandu devenea vicepreședinte la UEFA în anul acela. Rețineți, în anul în care l-au schimbat, dacă îl lăsau. Și venea dumneavoastră președinte la FRF. Și președinte de onoare, dacă îl lăsau, îl puneau... A, deci de-aia spus că e clar că au vrut să-l curețe. A, categoric.
asta m-a schimbat pe mine. Pentru că eram pe locul 7 în Europa și pe locul 9 în lume, când m-au schimbat. Pe mine și pe Mircea Sandu. Eram prea sus cu performanța și părerea mea este că nu erau obișnuiți să ne vadă pe noi atât de sus fotbal. Acum sunteți ironic, desigur. Nu. Dom'le, aveam câte două echipe în Champions League, dom'le. Da. Și în prima vară europeană. Și tot eram criticați și înjurați pe stadioane și astea. Iar acum nici nu mai știu dacă există ligă. Nici nu mai... Pe cum e prietenul nostru, Gino Răgulescu? Fostul prieten, de fapt. Doamne, să fie de bine, că nu mai am răutăți pe nimeni. Acum și... știți cum e, păstrând logica de care a spus dumneavoastră, o iei pe piept. Și a fost tot un război. A vrut să vă ia locul orice rege, nu e dat jos la un moment de celălalt. Nu el, domne, încă o dată. Cum nu e? El a fost o piesă. Toată treaba cum a dat pe mine afară a fost pentru banii. Să ia drepturile de televiziune, ce se mai... Cine s-a luat, domnule? Păi cu cine a luat, domnule? L-a luat un offshore, ce Dumnezeu... Da, și vedeți diferența de bani de la offshore la cei care au cumpărat. Dar aici vedeți șmecheria. Dar nu vrea nimeni să se intereseze, pentru că sunt mulți implicați aici și sunt unii... Nu vă e frică să spuneți lucrurile acestea? Păi de ce, domnule? Păi nu știu, poate vata că... Domnule, am spus și la tribunal. Păi de... Când i-a mințit, i-a chemat Ponta pe președinți cu o seară înainte să mă schimbe. Posibil așa ceva, domnule? Ce țara lumii, primul ministru, îi cheamă pe aia și le promite, băi... Curățați-l pe ăsta că vă scutesc de impozite, vă fac la nu știu ce. Într-adevăr, l-a chemat pe șeful ANAF-ului, pe Șerban Pop. Așa. Și i-a scutit pe Dinamo, că era negoiță. Da. Prieten cu Ponta, știți? Da, cu... da, da. Ce se întâmpla prin hotel? Robert Negoiță era prieten. Da. Ce se întâmpla prin hotel? Multe cancanuri. Multe cancanuri. Așa. Și eu cu două, trei zile înainte... Am fost cu Negoiță la o masă, invitat de el. La hotel, acolo unde se întâmplă cancanurile? Nu, aici, la aeroport. Ah, okay. La aeroport, aici. La Rino Topeni. Da, da, așa. Da. Cu el, cu Angelache, ei m-au invitat la masă. Da. Și, doamne, indiferent ce se întâmplă... Suntem cu dumneavoastră. Suntem cu dumneavoastră și tăticul nostru. Ai fost aici, în ministerul ăsta, ai făcut, ai dres, ai... Mă rog. Așa. M-am încredere că mă votați. V-au încălzit sau erați în gardul? Nu, mi erau prieteni. A, deci ați halit-o, cum se spune. Și în ziua alegerilor, da. Bălănescu, da. Îl văd că din ședința, din adunarea generală, a ieșit pe balcon și când a intrat era alb. Și așa, oprește la mine, la prezidiu. Ce e, mă? Ne-am mintit că m-a chemat Negoiță și mi-a zis că dacă nu-i arăt votul prin telefon, că am votat cu Gino... Asta e incredibil. Că, cu Gino, nu că mă dă afară, nu știu ce mi-a zis, mă leagă, mă... Nu știu asta ce e incredibil. Și, dă-mi în timpul adunării generale, atunci mi-am dat seama că pierd. A, deci semnul a fost la Bălănescu când v-a spus Nu. Seara eu am aflat că majoritatea stau la mine în hotel. Da. Și veneau, dumne, ne-a chemat Ponta. De exemplu, știu ce s-a discutat în lift. Așa. În lift, în care a fost un patron, un conducător, Dragnea și au discutat în lift ca să nu fie ascultați. Nu, coborau de. A, pur și simplu. Sensențe. Și a promis în lift Dragnea cu Ponta și un patron, unul dintre cei mai bogați din această țară și un conducător cu nume mare în mai în e România. Patron acum, cel despre care. Da, mai e patron acum, dar conducătorul nu mai este. Și nu mai dați nume, okay, că nu... Bine. Nu. Și... Ce jocuri incredibile. Dom'le, Sebastian Pop, așa, i-a scutit pe Dinamo de 23 de, și ceva de milioane de euro. Păi stați un pic, nu. Au intrat în insolvență, aveau 17,5 milioane de euro, domnule, de plătit și a mai plătit 550.000 de euro din 17,5 milioane. Băi, fraților, ascultați-mă ce vă spun eu, că eu știu, așa, mai bine decât voi. Așa. Sebastian, pentru că eu știu și ziua în care a fost la el în birou frații Negoiță și așa mai departe, la a făcut și pușcărie Șerban Pop ăsta. Și până la coadă numai pe Dinamo i-a scutit de... a apucat, că după aceea l-a mai schimbat și pe el din postul de prim-ministru și așa mai departe.
Dar na, nu mai port ranchiună nici pe Ponta, nu mai sunt supărat nici pe Ponta. Sunt supărat măcar să m-a fi dat cu 5-6 ani mai devreme afară. De ce? Atunci, până acum făceam 20 de blocuri. Păi mai aveți timp de acum. Ce să mai... am îmbătrânit. Păi uitați că sunteți simpatic, să sunteți plin de energie, care e problema? Asta cu energia. Bun. Băi, frate, vă rog. Îmi doresc să ajungi la 75 de ani, să vezi, Doamne, eu te mulțumesc. Cât de greu e. Cu toate că unora nu le place bătrâneța și nici bătrânii. Haideți, domnul dragă, ce e greu, vă veniți cu șoferul frumos, cu mașină frumoasă, vă dați jos, sunteți parfumat, aranjat, ce e așa de greu? Să mă ierte Dumnezeu, frate, toată viața am fost așa. Păi asta zic, ați trăit toată viața bine. De când am plecat de la coada vacii.